Crăciun în Laponia. Ce poate fi mai special decât petrecerea sărbătorilor de iarnă alături de Moș Crăciun sau pe sania trasă de reni sau în fabrica lui Moș Crăciun alături de elfi? Agențiile de turism din Petroșani oferă sejururi în țara lui Moș Crăciun, în Laponia. Agențiile de profil oferă o călătorie în timp la Cercul Polar pentru a retrăi clipele minunate ale copilăriei. În ceea ce privește Crăciunul, aceștia au ales destinații din România, cei mai mult pretențioși care doresc să le ofere copiilor lor o experiență de neuitat, au ales țara lui Moș Crăciun, Laponia, unde sunt organizate și excursiile specifice zonei respective, unde pot fi trași pe sanie de niște căței husky sau pot face excursii cu papucii aceia speciali de iarnă și sunt totuși alte vacanțe decât cele din România. În schimb, cele de aici, cu toate că suntem în Valea Jiului și avem muntele aproape, lumea consideră că trebuie să iasă și din monotonia aceasta. Au ales Maramureșul, Băile Felix, pentru frumusețea locurilor respective în perioada aceasta. Dar sunt petroșeneni care au cumpărat astfel de vacanțe pentru ei, dar în primul rând pentru copii. Spectacolul feeric și straniu al aurorei boreale, pescuitul la copcă sau pârtiile nesfârșite de schi reprezintă câteva din motivele pentru care Laponia este destinația ideală pentru sărbătorile de Crăciun. Sunt și foarte entuziasmați de plecarea aceasta, de aceea îi încurajăm pe toți să vină, să ne caute, să le prezentăm destinația, căci așa poate vor fi mai deschiși la această călătorie. Magia sărbătorilor, într-adevăr, este alta cu Moș Crăciun lângă tine. Pachete pentru excursiile din Laponia sunt, în principal, pentru cei care dispun de resurse financiare. Prețurile pleacă de la 1399 de euro de persoană și cuprind transportul cu avionul, cina festivă de Crăciun, cazare în hoteluri de 4 stele, 15 pârtii de schi care dispun de nocturnă.